Bine v-am regăsit, dragile mele fecioare, pe Aura Scop. Ce v-ar transmite o persoană care v-a făcut să suferiți, indiferent de relația în care mai sunteți? Puteți fi și separați și despărțiți și la distanță. O să vedem despre ce este vorba în minutele următoare. Sunt doar câteva minuțele, nu o să vă țin foarte mult. 8-9 minuțele. De asemenea, o să vedem ce voi doi încotro relația voastră, ce se întâmplă dacă sunteți sau nu împreună și, în final, recomandări din partea Universului vis-a-vis de situația expusă. Sunt mesaje ca o atenționare, sunt mesaje tranșante, mesaje țintite, mesaje care, așa cum probabil ați văzut și la celelalte semne zodiacale, dacă ați vizitat aceste clipuri, mesajele sunt destul de neplăcute, dure, dar ele vin cumva ca un duș rece pentru fiecare dintre noi care, mă rog, ne dorim să ne facem curat în planul afectiv relațional. Pentru zodia fecioară, gândiți-vă la o persoană, spuneți-i numele în gând și haideți să vedem ce v-ar transmite o persoană care v-a făcut rău. Ce v-ar transmite? V-ar transmite că nu ai fost relaxată sau relaxat în această relație. Probabil că aici a existat o diferență din punct de vedere al planului material sau financiar. Aici, de data aceasta, nu mai știu la ce semn zodiacal, a fost exact invers. Aici voi sunteți acele persoane care considerați că dragostea până la urmă trece prin stomac, că nu puteți să fiți așa tot timpul flower power, având în vedere că mâine nu aveți ce să puneți pe masă. Adică voi v-ați focusat ca totul să fie bine, ați muncit pe brânci, munciți în continuare pe brânci. Ei bine, persoana aceasta și-ar fi dorit să fiți disponibil sau disponibilă la orice oră din zi și din noapte. Dacă faci așa, pac, să vă duceți acolo, gata, am venit, nu contează că sunteți obosită, nu contează că ați muncit, nu contează că aveți copii de crescut, că faceți, sunteți, știți cum, femeia aceea multifuncțională. În momentul în care dă telefon sau vine, voi trebuia să fiți acolo sau lua legătura cu voi, voi trebuia să fiți fresh întotdeauna. Remarc aici și o relație triunghiulară. Voi ați fi putut fi mă rog, nu știu dacă spun foarte ok, dar tot am zis că este ora de sinceritate, să spun momentul adevărului, voi s-ar putea să fi fost cealaltă opțiune. Nu vreau să fie înțeles greșit, vreau să fie exact mesajul care vă este transmis prin intermediul acestui pachet de cărți de oracol. Ceea ce, bineînțeles, nu se poate. Trăim momentul, știți, dacă era foarte bine să fiți tot timpul la cheremul său, atunci era bine. Și atunci, normal că dacă voi ați refuzat odată, ați refuzat de două ori, ați putut avea și alte situații, alte probleme, alte... Normal că n-ați putut fi întotdeauna flexibilă și în momentul acela, persoana respectivă, probabil că a hotărât să se desprinde și să caute în altă parte exact ceea ce îi lipsea de la voi, pentru că voi probabil că n-ați mai putut face față. Deci dacă s-ar fi putut să fiți la cheremul său, repet, ar fi fost foarte bine. Sau poate că ați obosit, poate că și emoțional, extenuat fizic, psihic, emoțional, ați vrut ca persoana respectivă să ia o decizie să fie cu voi, ceea ce nu a făcut. Adică dacă s-ar fi putut să aibă și soție și amantă sau siso și amant, ar fi fost foarte bine. Dar cred că voi ați obosit și atunci clar spuneam ce se întâmplă dacă sunteți împreună. Nu cred că mai sunteți împreună, mai ales că v-ați blocat sau urmează să blocați această persoană. Parcă sunteți prinși într-un soi de capcană și, sau veți fi singură când vă este lumea mai dragă sau singur când vă este lumea mai dragă. Tot timpul parcă sunteți așa puși la colț. Voi trebuie să, dacă se poate, să tăceți din gură și să lăsați pe altcineva să preia controlul asupra vieții voastre. Dacă sunteți împreună și veți fi împreună, probabil veți fi în aceeași poziție de victimă, conform acestui mesaj, paralizată de teamă, de frică, să nu cumva să se supere, să cumva să nu să fiți acolo, repet, la cheremul său.
terorizată de nervii săi și de ieșirile sale în decor. De asta cred că acumulați și veți acumula în continuare anxietate. Vă veți simți întotdeauna presat, presată, fără speranță, fără ajutor, fără putere, tot timpul așa, în criză. Știți, să fiți în criză, să fie bine, sau, să nu lipsați nimic, să... Deja cred că știți ce... Na, ce aveți de făcut. Aveți și un 24, gemeni, de asemenea poate intrați în contact cu zodia gemeni. Ce s-ar întâmpla fără? Și parcă sunteți și blocați, blocate cumva, parcă nu vă mai găsiți locul. Ce s-ar întâmpla fără? O petrecere. petrecere. Păi dacă nu mai sunteți împreună, uite și rac, scorpion sau balanță, veți putea să aveți mult mai multă compasiune vis-a-vis de voi, s-ar putea să fiți susținute de apropiați, de apropiate, de cercul vostru de prieteni și să faceți așa niște aroganțe. Și cred că în momentul în care o să scăpați din această relație, o să aveți o perioadă în foarte multe cazuri în care celebrați, vă întâlniți cu prieteni, parcă scăpați ca făcuța în lucernă, știți? Și în social media. Adică intrați așa tare de tot, știți cum, parcă vă eliberați, efectiv. Există așa o eliberare, finally, mi s-a confirmat că parcă sunt acolo într-un soi de capcană. Cine mă oprește să mă limitez când eu sunt o ființă superbă și o ființă nelimitată? Ne auto-eliminăm, ne auto-limităm. Lucrurile se îmbunătățesc, se închide o situație dificilă, vă suiți în bărcuță și vă vedeți de drumul vostru vă alegeți o nouă cale, dragii mei. Și mai devreme de, nu știu, poate și chiar 6 zile sau chiar în 6 ore va trebui să luați o decizie. Decizia de a părăsi incinta, de a părăsi, va văsui în altă barcă și a pleca spre alte zări. O recomandare din partea Universului. Ți-ai câștigat dreptul de a fi bine cu tine. Îți vei câștiga dreptul sau trebuie, nu trebuie nimic, este important să îți recâștigi dreptul de a face ce vrea mușchiul tău. De a fi, v-am spus că în seara asta sunt foarte... nu mă cenzurez în niciun fel, pentru că sunt mesaje foarte clare și unele v-am zis, mai îmbunătățim și noi atmosfera cu o glumiță. Deci, ați și veți câștiga dreptul să trăiți, să alegeți voi pe cine vreți voi și dacă se poate și să fie liber de contract, ar fi absolut minunat. Cam atât, dragile mele fecioare, dragii mei din zodia fecioare, vă îmbrățișez cu mare, mare drag pentru etalări extinse despre planul iubirii și nu numai, vă aștept aici în fiecare seară la ora 8. Numai bine, vă pup și vă iubesc. Pa, pa!